Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Facem așa, dacă acest video adună peste 20.000 de like-uri, postez un episod nou, chiar dacă se adună până de seară acest număr. La fel și cu următorul episod, nu mai aștept câteva zile până să-l postez. Cum adună 20.000, postez și tot așa. Voi scoate episod după episod, ca pe o bandă rulantă. Sunt sigur că vreți asta, mai ales că episoadele pe care le-am filmat sunt la fel de bune ca și până acum. Așa că nu vă costă nimic să puneți un like la acest video. Ați auzit cu toții despre acest mit, precum că Coca-Cola poate să dizolve dinții. Dacă e adevărat sau nu, vedeți în minutele ce urmează. Aceștia sunt dinți adevărați. O să vă întrebați de unde i-am luat. Nu, e doar o glumă. O să introduc în acest recipient cu cola 3 dinți, ca să vedem ce se întâmplă cu ei după o săptămână. Uite că reacția continuă. Wow! Ne sculăm, mă scolăm în dimineață și nu se... Pe lângă dinți voi pune un ou de găină și altul de prepeliță. La fel ca și dinții, mineralul esențial din coaja de ou este calciul. Aproape întreaga cantitate de calciu care se găsește în corpul uman este depozitată în oase și dinți. De aceea, pentru a avea dinți și oase puternice, e nevoie să mâncăm produse lactate, precum lapte, brânză, iaurturi, care sunt unele dintre cele mai bune surse de calciu, dar există și altele, precum legume verzi, cereale, semințe de susan, smochine, migdale sau brocoli. Au trecut 24 de ore de când am pus dinții în cola. O să scot unul să văd dacă are ceva schimbări. După cum vedeți și voi, o eroziune a smalțului vizibilă cu ochiul liber nu avem. Așa că din start putem trage concluzia că cola timp de 24 de ore nu poate dizolva un dinte. Doar s-a îngălbenit și în unele locuri s-a înnegrit. Să vedem acum dacă avem aceleași schimbări și în cazul ouălelor. Coaja încă este întreagă. Coaja, după cum vedeți, a rezistat și nu s-a dizolvat. S-a depus doar un strat negru. Să vedem acum cum arată oul de găină. La fel și oul de găină și-a schimbat culoarea din alb într-un cafeniu. Și coaja la fel este dură. Dacă mitul precum că cola poate dizolva un dinte ar fi fost adevărată, vă asigur că peste noapte din aceste ouă rămânea doar albușul. Dar nu mă opresc că... S-o spars oare? Nu s-o spars. Dar nu mă opresc aici, o să le schimb lichidul din recipiente și le voi lăsa încă pentru câteva zile. Să vedem acum cum s-au schimbat dinții cât și ouăle după 72 de ore. O să extrag mai întâi dinții. După 72 de ore, după cum vedeți, dinții au cam avut de suferit. Acum sunt de culoare cafenie. Mai am aici 2 dinți pe care am putea să-i comparăm cu cei care au stat 3 zile în Coca-Cola. Diferența după 3 zile e vizibilă, dar până la momentul de față nu s-a dizolvat nici măcar o bucățică mică din dinte. Dacă aș face acest experiment cu suc de lămâie sau grapefruit, care conține o cantitate mult mai mare de acid, vă asigur că deteriorarea dinților era mult mai mare. Am văzut cum s-a transformat dinții timp de 3 zile, dar sunt curios cum s-a transformat oul de găină și cel de prăpeliță. O să încep cu oul de găină. Dacă e să ne uităm atent, culoarea apei s-a schimbat, acum este transparentă. Dar vreau să văd cum este oul în interior. Deasupra este o mică peliță. O să extrag atent oul. Da, inițial oul era alb, dar acum este negru. O să schimb lichidul și îl mai las încă pentru câteva zile. Iar acum a venit rândul oului de prăpeliță. Deasupra vedeți acest puf. Observați că oul deja este stricat. Deasupra s-a format mucegai. O să încerc să-l scot, dar nu aș vrea să pun mâna pe el. Este foarte straniu și este foarte grețos. Dar coaja nu s-a dizolvat, este întreagă. Această culoare s-a dizolvat, în rest oul este întreg. La fel și la acesta o să-i schimb lichidul. Au trecut 7 zile, periodic am schimbat lichidul din recipiente. Cantitatea de acid din cola a rămas la un nivel ridicat. O să văd mai întâi dacă a mai rămas ceva din ouă. O să încep cu cel de prăpeliță. Foarte urât. Da, oul este moale, m-am așteptat la așa un rezultat. Coaja s-a dizolvat. O să-l pun pe această bucată de lemn. Să vedeți cum oul este elastic. Vedeți cum sare? După 7 zile de stat în Coca-Cola. Ce zici, să-l tai în două? Da. O să încerc să-l tai cu cuțitul să văd dacă s-a schimbat ceva în interior. Nu să ai în ochi. O să-l arunc că nu este nimic bun din el. Și acum să vedem ce s-a întâmplat cu oul de găină. O să analizez coaja. După cum vedeți, coaja nu s-a dizolvat. La culoare este un cafeniu închis. Bate spre negru. Sau mai bine zis de culoare Coca-Cola. E timpul să vedem acum dinții naturali după 7 zile de stat în Coca-Cola. După 7 zile, o eroziune a smalțului nu avem, vedem doar că și-au schimbat culoarea. Dar asta se întâmplă și atunci când bei cafea, mănânci dulciuri, dar și alte produse. Și nu te speli pe dinți. Așa că după fiecare masă să nu vă fie lene să-i periați 2-3 minute. Doar nu vreți ca și a voștri să arate la fel. Voi încerca cu periuța și pasta de dinți să periez un dinte. Mi-e interesant dacă reușesc să-l salvez. Uite, s-a curățat. Vezi? Wow! Cred că trebuie să-l mai periez în partea asta. Nu e perfect, dar dintele practic s-a curățat, în afară de rădăcină. Nu o să mă opresc aici, voi continua acest experiment, voi lăsa acești dinți în cola pentru jumate de an. Odată în lună voi schimba sucul din sticle. Scrieți în comentarii ce v-a plăcut și ce ați mai vrea să mai filmez. Poate anume comentariul tău îl postez la sfârșitul episodului care urmează. Urmăriți-mă pe Instagram și Facebook, linkurile le găsiți în descriere. Revin foarte curând cu un nou episod. Vă salut!